Au început pregătirile pentru serbările zăpezii, anunță viceprimarul Eusebiu Vețeleanu. Dacă prognoza meteo se va adeveri, iar în următoarele zile va ninge, evenimentul va fi organizat în acest weekend. În cazul în care nu vom avea zăpadă, autoritățile locale susțin că serbările zăpezii vor fi organizate pe 26 și 27 ianuarie. Dacă mai ninge afară, facem serbările zăpezii la manual, pentru că am văzut în weekendul trecut a fost foarte multă lume cu săniuțe, cu schiuri acolo și... E păcat să nu folosim acest prilej. Am văzut starea vremii, luni, marți, săptămâna viitoare ninge. Dacă ninge azi, mâine, poi mâine, vom face în acest weekend serbările zăpezii cu foc de tabără, cu ceai și vin fiert din partea primăriei, deci gratis pentru oameni, cu transport pus la dispoziția celor care vor să ajungă acolo gratuit din partea primăriei, cu scenă, cu muzică populară, cu tot ce trebuie. Antren și voie bună va fi. Deci, dacă ninge în aceste zile și avem timp până sâmbătă și duminică, va fi sâmbătă și duminica asta. Dacă nu, sâmbătă și duminica viitoare, cu siguranță.